Stațiunea de cercetare legumicolă Buzău a întocmit un proiect pe care l-a depus la RAM, prin care serele instituției să fie branșate la sistemul centralizat de încălzire al orașului. Țevile ar urma să furnizeze căldură în sere pe timpul iernii. În acest fel se va asigura o temperatură optimă pentru creșterea răsadurilor și, totodată, se va topi zăpada așezată pe acoperișul din sticlă. În acest fel se va împiedica producerea de pagube. În anii în care, cum a fost în 2012, când am pierdut, ni s-au spart cam 2000 de metri pătrați de sticlă, care ne-au costat în jur de 3-400 de milioane, numai din paguba pe care ne-a provocat-o zăpada, am putea să recuperăm această sumă. Pentru că dacă este o vreme așa cum a fost atunci, pornim încălzirea și atunci zăpada se topește și scăpăm de necazurile pe care ne le produce zăpada. Până acum, o parte din serele stațiunii de cercetare legumicolă erau încălzite cu ajutorul unor aeroterme, insuficiente însă pentru întreaga suprafață. Conducerea instituției a făcut și un calcul estimativ al cheltuielilor, iar branșarea la RAM s-a dovedit cea mai rentabilă variantă. Facem un contract cu RAM-ul, întrucât dânșii au totuși destul de convenabil prețul la agentul termic, având în vedere că au cogenerare, și am băgat într-un proiect racordarea la instalația termică a orașului, în ideea de a produce mai mult răsad. O să băgăm agent termic și o să încălzim cu ajutorul agentului termic și a unor aeroterme. Dacă sistemul va funcționa corect, căldura va ajuta la creșterea răsadurilor și va face posibil ca din iarna viitoare buzoienii să consume legume produse pe plan local.